oh my god, cine este? Oh my god! După cum vă știți, pe canalul meu de foarte multe ori apar lucruri paranormale. Așa că am decis să vă arăt ce s-a întâmplat cu mine. Problema constă în aceea că am primit câteva mesaje și nu sunt obișnuite, ci și mesaje video. Aceste mesaje au fost trimise de pe un e-mail necunoscut. De la început nu mi-era frică, dar după mi-a stat foarte și foarte frică. Ca de obicei am crezut că este o farsă, poate iarăși Simeon cu farsele sale. Prieteni, uitați-vă la primul mesaj pe care l-am primit. Să joc cu tine într-un joc. Cred că va fi foarte mișto și interesant să te urmăresc. Dacă tu vei ajunge la final jocului, o să te aștepte o surpriză. Dacă începe acest joc, nu vei putea refuza. Bine, gândește-te înainte de a ignora acest mesaj video. Prieteni, acest mesaj l-am primit câteva ore urmă. S-a întâmplat totul prin neașteptate. De la început am ignorat acest mesaj, am crezut că este o farsă. După care s-a stins lumina și eu m-am gândit, what the fuck? Lumina în bloc nou s-a stins? Așa că am rămas fără lumină câteva minute. Aproximativ vreo 10-15 minute eram fără lumină. După care, prieteni, eu iarăși primesc un mesaj. Uitați-vă! Bine gândești înainte de a ignora acest mesaj! Mai bine chiar acum ia telefonul și scrie că vreau să joci cu mine. În acest moment eu deja aveam lumină. După care eu din nou primesc un mesaj video, prieten. Și îndată se stinge lumina. Eu îți sting lumina timp de o oră. În întuneric se întâmplă foarte multe lucruri interesante. Poți vedea multe lucruri. Sau întunericul se va uita la tine ochi. După acest mesaj, aveam o stare de șoc, prieteni. După ce am primit acest mesaj, s-a stins lumina. Și eu pur și simplu deja înțeleg că între aceste lucruri există o legătură. S-a stins prima dată lumina, s-a stins a doua oară și în al treilea caz chiar îmi spune că se va stinge lumina și se stinge. Și după, prieteni, după aceste lucruri care se întâmplă, eu am luat telefonul și am început să filmez ce se întâmplă după ce s-a stins lumina. Haideți să vă arăt, prieteni. Prieteni, chiar acum s-a stins lumina. Eu nu știu ce are. Nimic nu fac, nimic nu-i. Oh my god, ce s-a întâmplat, băi? Nimic, interesant. Vecinii au lumină sau n-au lumină? Stai. Vecinii. Nu știu dacă se vede. Vecinii. Au! Uitați-vă! Oh my god, vecinii au lumină. Vecinii au lumină, eu n-am lumină. Oh my god. Serios. Vecinii au lumină, eu n-am lumină. Oh my god, ce se întâmplă, băi? Ce se întâmplă în casă? Oh my god. Oh my god, ce se întâmplă pe în casă? Fuck. Oh my god. Oh my god, băi, ce să fac eu acum? Lumina nu-i. Oh, doamne, unde e lumina? Fuck. Ce să fac eu acum? Sun la poliție, poate, sau nu trebuie. Oh my god, ce să fac, băi? Doamne. După m-am gândit foarte bine și chiar am decis să particip în acest joc. M-am gândit că va ieși un conținut foarte interesant și am scris un mesaj. Asta s-a întâmplat vreo 20 minute în urmă. I-am scris, eu vreau să joc. Tu deja ești în joc. Acum eu doar mai distrez, dar acum noi vom trece la îndeplinirea sarcinilor. După acest mesaj video, eu nimic mai mult nu am primit și m-am gândit să încep totul să filmez pentru că să vedeți voi. De ce eu nu privesc mesajele de pe telefon, prieteni, dar pe PC? Din cauza că pe PC mai repede se descarc și este cu mult mai simplu să privești aceste mesaje.
prieteni, deja aștept vreo 10, sau chiar vreo 20 de minute și mesajul nu vine. Nu știu că... Stai că mi-a venit un mesaj. Haide. Când eu voi bate la ușă, deschide ușa peste un minut. Dacă se deschide ușa mai devreme, mai vine nu trebuie. Și nu mă nervă pe mine. Prieteni, am luat telefonul. Mergem să vedem ce se întâmplă să deschid ușa. Sper că este ketchup. Și acolo. Oh my god, cine este? Oh my god! Oh my god, ce a fost asta? Doamne, trebuie să-l sun, trebuie să-l sun pe-un prieten. Stați, mire, se fac și în camera ta. Ok, stați să-l sun. Totul trebuie să filmează, stați un pic. Ok. Camera, haide, filmează camera. Oh my god, stați, să-l sun pe-un prieten, să fie până la mine. Oh my god, și asta a fost, și eu fost la ușă. Oh my god. Alo, Adinis, mă auzi? Da, te aud. Asta, mă ia, iartă-mi, băi, că te sună mâine noaptea, poți vin, te rog, până la mine. Băi, la mine, pe mine mă urmărește, nu știu, bro, vin la mine, băi. Băi, băi, serios, mă urmărește, mi-a scris o bușă, scrie cu sânge, nu știu, ketchup, sânge. Mă urmărește. Vin? Hai că te știu, bro. Hai. O, Doamne, mă urmărește, stăt sânge, camera, telefon. Ok. O, Doamne. Prieteni, stați. Întâmplă, prieteni, pur și simplu, nu știu ce se întâmplă. Denis, tu ești? Oh, mă, de care te lasă. Oh, Doamne. Și așa sunt prieteni. Băi, stai. Aici era scris. Unde? Aici era scris, eu te urmăresc. Serios, tu pe ce nu ești nebun? Băi, intră mie repede în ușă. Serios, îți spun, era scris. Băi, stai să închid ușa. Serios, băi, eu stau cu lumina, atât casa, lumina, stai aprinsă, bro. Eu, și gândești că eu glumesc? Păi, e bun, cum nu știi cu tine. Cum? Tu n-ai idee, am ușa să arăt ce mesaje video primesc. Stai. Bro, ai văzut? Ai văzut? Da, este iar o farsă tare, nu știu că să mă păcălești, chiar... Sigur, dar serios asta, băi, asta serios, îmi vine mesajele astea. Ei, hai, lasă, ei știu tine foarte bine, tu te ocupi cu aceasta și tot aceasta, e o farsă, nu mai văd. O, Doamne, tu și într-adevăr nu mă crezi pe mine. Ești nebun sau ce, nu poți crezi la așa ceva asta, e imposibil. Șap încă vor, că eu... Serios, eu îți spun, bro, asta. Stai, seriosule. Oh my god. Hai, bro, plec eu acasă, e târziu. Poate rămâi azi la mine, băi. Cu ce ocazie? Nu mă omoare, tu n-ai... Hai, lasă cu omul, să dau cu farșe de tale, îmi plec eu acasă, gata. Ok, hai. Deci, prieteni, poate ne vedem mai târziu. Eu te urmăresc, fii tine.